În toată inima să ducem mulțumire și să ducem laudă lui Dumnezeu în veci. Amin. Acum haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Vom citi câteva versete din 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 1 în continuare. Vom avea parte de un cuvânt de la Dumnezeu pentru noi, pentru viața noastră și ne rugăm ca Dumnezeu să lase în durare și har peste fiecare inimă. Amin. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăcer decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Și din Iuda, capitolul 1, versetul 16. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor. Trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru că știg. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cu privire la tema, am înțeles că s-a făcut un sondaj și nemulțumirea e pe primul loc. Ce o să zic, felicitări! Acum eu am eu câteva întrebări, câteva nedumeriri. Sunteți nemulțumiți? Simțiți că nemulțumirea este unul din dușmanii cei mari ai sufletului vostru? Vreți să știți dacă sunteți nemulțumiți? Că și asta mergi la doctor și vom trata și din perspectiva bolii, nemulțumirea ca o boală, mergi la doctor și trebuie să vezi care sunt simptomele, care sunt cauzele, care sunt efectele, care sunt resursele care te pot ajuta să scapi de nemulțumire dacă ești cuprins de ea. Vreți să aflați ce se va întâmpla cu nemulțumiții? Pentru că nemulțumiții vor avea o soartă. Ce se va întâmpla dacă vei continua să rămâi nemulțumit și mereu nemulțumit? Vrei să știi dacă e normal să fii nemulțumit? Și Dumnezeu l-a întrebat pe Iona, Iona, bine faci tu că te mâni? Bine fac, Doamne, până la moarte. Dacă asta vrei, ce să mai facă Dumnezeu? Dacă tu asta vrei, vrei să, vrei să devii specialist în nemulțumire? sau vrei în această seară să fii vindecat de nemulțumire. Eu asta mi-aș dori. Cei care sunt nemulțumiți să fie vindecați. Cei care nu sunt nemulțumiți să nu fie afectați niciodată. Dumnezeu să vă păzească. Dar o să mai vedem dacă sunt printre noi și cei care încă nu sunt nemulțumiți. Vreau în această seară cuvântul lui Dumnezeu să vă, să vă ajute și să Vă dea motivațiile corecte pentru a fi mulțumitori și a fi mulțumiți. Am citit aceste două versete și vreau să. Am subliniat acolo cu roșu, deci aici, nemulțumiți cu soarta lor, și în celălalt verset, nemulțumitori. Știți că este o diferență. Nemulțumitorii sunt cei care nu mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Asta este o acțiune, un verb. A mulțumi. Dar poți să fii mulțumitor, adică să spui mulțumesc și totuși să nu fii mulțumit. Că a fi mulțumit este starea pe care o ai în inimă. Știți că se poate să fii nemulțumit în inimă, adică nu-ți place mâncarea. Tu nu ești mulțumit de mâncare, de masă. Dar, așa, din politeții din obraz, păi, mulțumesc, dar tu nu ești mulțumit. Tu poți să spui în rugăciune, Doamne, îți mulțumesc, dar în inima ta, inima ta să nu fie mulțumită. Și se poate și invers. Se poate tu să fii mulțumit, să-ți placă mâncarea, să spui ce bun, adică tu spui în inima ta, în inima ta ce bună e mâncarea, dar te ridici de la masă și nu ești mulțumitor. Nu mulțumește. De aceea vreau să pornim de aici, că noi trebuie și în inimă să fim mulțumiți, dar și mulțumitori să ne exprimăm mulțumirea, să mulțumim, să fim mulțumiți și să fim mulțumitori. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așa că vreau pe, pe scurt să mergem în... Ceea ce am citit aici, să uh, răspundem la câteva întrebări. După ce am văzut ce înseamnă să fii nemulțumit și ce înseamnă să fii nemulțumitor. Sunt câteva întrebări. Vreau să răspund la ele. Și vreau să fiți atenți la aceste întrebări pentru că totdeauna vă veți găsi, totdeauna le veți identifica în viața voastră. De ce suntem nemulțumiți? De ce? Și trebuie să. Privim în Biblie, trebuie să privim în uh, istoria umanității, în istoria omului, a căderii omului și să vedem de ce omul este nemulțumit. Apoi, ce este nemulțumirea? Vom răspunde apoi la întrebarea în care domenii din viață se regăsește nemulțumirea. După care o să vedem la ce nivel. Se dezvoltă nemulțumirea, pentru că ea pornește de undeva și încet, încet poate atinge apogeul ei. Apoi, prin care simptome se manifestă nemulțumirea? Cum o identifici? Cum îți dai seama? În seara asta, dacă ar fi să-ți faci analizele, să poți spune, eu sunt nemulțumit sau sunt mulțumit? Am simptomele astea sau nu le am? Apoi, care sunt cauzele? Ce anume provoacă nemulțumirea pentru tine personal? Să te gândești, să le identifici, să spui, oare din ce cauză sunt nemulțumit sau nemulțumitor? Apoi o întrebare la care trebuie să fim foarte, foarte atenți. Ce se întâmplă dacă voi fi veșnic nemulțumit? Ce se întâmplă? Nemulțumit în Ucraina, nemulțumit în România, nemulțumit în Belgia, nemulțumit aici, nemulțumit acolo, nemulțumit la în copilărie, nemulțumit în adolescență, nemulțumit în tinerețe, nemulțumit în căsătorie, nemulțumit la muncă, nemulțumit, nemulțumit, nemulțumit. Ce se întâmplă dacă tu ești veșnic nemulțumit? Care e soarta ta? Care e destinul celor nemulțumiți? Și Ultima întrebare, cred eu că poate cea mai importantă, cum, cum pot scăpa de nemulțumire? Dacă îmi dau seama că am nemulțumire în inimă, în suflet, dacă nemulțumire este în viața mea, cum pot scăpa? Practic, ce ar trebui să fac pentru a scăpa de nemulțumire? Așa că, timpul pe care îl avem, vrem să vedem, să răspundem la aceste întrebări. În primul rând, de ce suntem ne În primul rând, pentru că avem așteptări prea mari. Fiecare om își face niște așteptări. Voi tineri aveți niște visuri în viață. Cu privire la căsătorie, cu privire la el sau la ea, cu privire la bani, cu privire la casă, la viitorul vostru, avem niște așteptări, niște speranțe. E bine să avem așteptări. E bine să avem visuri, dar se poate întâmpla că visurile sunt prea mari. Așteptările sunt prea mari. Știți ce este dezamăgirea? Pentru mine dezamăgirea este ceva foarte simplu. Este o amăgire. Mai întâi, înainte de a exista dezamăgire, există o amăgire. Mă amăgesc că vin în Belgia și o să culeg euro din copac. Apare întâi amăgirea. Și când amăgirea este reală și nu se întâmplă ceea ce eu m-am așteptat să găsesc în Belgia, sunt dezamăgit. Asta e dezamăgirea. Înainte de dezamăgire există o amăgire. Eu mă amăgesc că ea este Ileana Cosânziana. Sau că el e făt frumos. Cavalerul acela. Și nu este. Și mă, întâi mă amăgesc și după ce m-am amăgit, adică am înșelat așteptările mele, mă dezamăgesc. Când ai așteptări prea mari, când ai așteptări irealiste, prea înalte pentru tine, mi-e place ce spune David la un moment dat, mi se pare că în psalmul 30 spunea, Doamne, eu n am gânduri prea înalte, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea înalte pentru mine. Din potrivă, sufletul meu este smerit ca unui copilaș, n-am așteptări mari. Normal, dacă toată viața tu te aștepți că o să ai Ferrari, că o să ai vile, că o să ai case, că o să ai... Viața s-ar putea să nu ți le ofere. Și vei fi mereu și mereu nemulțumit. Apoi, noi suntem nemulțumiți pentru că deseori, noi oamenii facem comparații. Noi cel mai ușor facem comparații când vrem să facem o tranzacție, când vrem să facem o afacere, un contract, un loc de muncă, orice facem, facem prin comparații. Când vrem să facem o alegere, punem două lucruri și le comparăm. Și de multe ori, comparațiile astea, și o să vă dau un exemplu. Era la semafor. A început să plouă un om cu bicicleta. A început să plouă și -a zis, Doamne, acum și plouă, e și frig, se lasă noaptea, eu trebuie să pedalez. Se uită, în stânga lui vine unul cu un motor și spune, dacă aș avea eu un motor, adică o motocicletă, ăsta uite ce simplu, nu mai dă aici din mână și s-a dus. Eu pedalează, greu e. Cel cu motorul, se uita și bă, a început să plouă. Tot nu-i bine că mă plouă. Ce bine ar fi, uite, dacă aș avea o mașină. Uite, asta în mașină nu are nicio treabă. Plouă, chiar mie îmi place să merg cu mașina când plouă. E mai romantic așa. Că plouă, dar nu mă plouă. Știți, asta e bine. Cel din mașină, stătea și el cu mașina lui și zicea, mașina mea, uite, e cam veche ștergătoarele nu merg bine, ba văd, ba nu văd, ventilația nu merge bine, ba se aburește, ba se... Dacă aș avea eu, se uită lângă el, vine la semafor, o mașină nouă, nouță, e, dacă aș avea o mașină nouă. Cel cu mașina nouă, stă și el acolo, la semafor, lângă el trage o mașină, vine o mașină din asta, un bolid îi spunem noi, de asta sportivă, cu motoarele turate la maxim și zic uite, dacă aș avea eu mașina asta, da. Numai că cel care avea mașina aia sportivă, turând cu motoarele la maxim, zice, și ce folos că am eu mai mașină? Că tot aici ca prostul la semafor stau și eu în rând cu toți ăștia? tot cu viteza asta, n-am unde toți caii mei putere, oricum toți stau aici în că n-am ce să fac cu ei, și tot în trafic stau, și tot bușon, bușon, tot acolo este. Și zicea el, se uită, dacă aș avea un elicopter, atunci da, nu mai stai la semafor, nu mai bușon, nu mai... În dreapta celui cu bicicleta era un pieton, el traversa pe roșu. Și zicea, Doamne, de avea o bicicletă. Tot așa ajunge mai repede acasă, dar așa pe jos, până ajung eu acasă, mă plouă, ajung ud, obosit după muncă, după șantier, de-aș avea o bicicletă. De undeva de sus, pe un geam, se uita un copil. Să uita la toată scena asta, la ploaie, la semafor, la mașinile care erau, care treceau, la cel cu bicicleta, la cel care era pe jos, să uita la tot și spunea, o, de-aș avea eu picioare. Ce mi-ar place să umblu prin ploaie? Ce mi-ar place să fug, să alerg, să... Era într-un scaun cu rotile? Și dacă vreți, cam asta este imaginea vieții noastre. Ori cine ai fi, Oriunde ai fi, tu vei fi mereu nemulțumit. De ce? Că totdeauna comparațiile depinde cu cine te compari. Tu știi, n-aș vrea să vin cu statistici care să vă îngrozească, dar știi că mai bine de jumătate din populația lumii trăiește cu mai puțin de 2 euro pe zi. Știi că peste 50% din oameni abia că mănânc o dată pe zi și când spun mănânc înseamnă doar un pumn de orez sau ceva? Depinde cu cine te compari. Problema noastră a tinerilor, a generației actuale, este că tu scoți telefonul și începi pe Instagram, pe Facebook și vezi toate pozele și vezi tot, toate starurile și îi vezi pe toți prin vacanțe, că toți pozează, nu eșecurile lor. Și te compari cu ei. De asta, comparațiile astea, când te compari cu cei care o duc mai bine ca tine, când intri într-o casă mai frumoasă ca a ta, nu vei fi mulțumit când intri în casa ta. Când te uiți la o mașină care e mai nouă, mai bună, mai scumpă decât a ta, nu vei fi mulțumit de mașina pe care o ai. Când te uiți la cineva care arată mai bine decât tine, care are succes mai mare decât al tău, ești nemulțumit pentru că te compari cu ei. De asta, mie îmi place, în general, mie îmi place să mai intru și în casa unui sărac. mi îmi place, eu practic asta, mi-am impus și ca o disciplină și o să ajungem acolo și săptămâna asta mă duc în Ucraina, mă duc în România, mă duc în zone defavorizate, mă duc în case unde nu există curent, mă duc în case unde nu există frigider, mă duc în case unde nu există telefon, nu există televizor, unde oamenii poate n-au -au încălțăminte, poate n-au haine și când mă compar cu ei, cum voi fi? Mulțumesc, Doamne. M-am dus în Africa. M-am dus în sate sărace. Am intrat în case sărace. De aceea e bine în viață. Dacă vrei să scapi de nemulțumire, nu te uita numai în sus, la cei care sunt mai sus de tine. Fă-ți timp și uită-te și mai în jos decât tine, pentru că oricât de sărac te crezi tu, oricât de nenorocit te crezi tu, crede-mă că sunt oameni mult, mult, mult mai nenorociți decât tine. Poate ai o boală și spui, vai de boala mea, dar dacă te duci în spital și vezi că altul are o boală mult mai gravă decât a ta, are probleme mult mai mari decât tine, știți că de multe ori uiți când ajungi acolo în spital și vezi că alții stau mult mai rău. De ce e important comparațiile. Nu te compara cu cei care au mai mult. Nu te compara cu cei care o duc mai bine. Compara-te. Uită-te și în jos, compara-te cu cei care o duc mult mult mai rău decât tine. Apoi de ce suntem nemulțumiți pentru că nu avem o disciplină la nivelul mulțumirii. Lipsa de disciplină Apostol Pavel spunea în Filipeni, în capitolul 4, și voi cred că aveți versetul acela, vă place, mai ales băieților, cred că le place acel verset, pot totul în Hristos care mă întărește, da? Cunoașteți versetul acesta? Știți când îl spune Pavel versetul acesta? Versetele anterioare spun cam așa, m-am deprins, nu știu în ucraineană cum sună, m-am deprins să fiu mulțumit. Adică mulțumirea nu e ceva, am luat din copac și am plecat acasă, am pus mulțumirea în buzunar și, Doamne, mulțumesc că am mulțumirea. Nu, m-am deprins, e o deprindere, e o disciplină, te înveți, adică m-am învățat pe mine. E ceva care azi, învăț mâine, învăț, mă deprind, mă obișnuiesc, Mă disciplinez, m-am deprins să fiu mulțumit, m-am deprins, spunea el. Și acum știu. Știu să fiu sărac și știu și să fiu bogat. Știu să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Pot totul în Hristos care mă întărește. Uite, la asta se referă versetul acesta. Nu se referă la ridicat haltere. Să fii mulțumit cu starea în care te găsești. Oricare ar fi ea. Pot. Dar asta înseamnă educație. Te educi. Te educi. Și asta înseamnă în fiecare dimineață. Când deschizi ochii să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit. Că uite, sunt oameni mai tineri ca mine care nu s-au mai trezit. Știți că la fiecare minut în lumea noastră. Sau la. La fiecare două secunde, de fapt, moare un om. Și tu trăiești. Ce ar trebui să, să ai în inima ta decât mulțumire? Câți oameni nu s-au mai trezit astăzi? Câți oameni n-au avut înmormântare astăzi? Și tu ești aici. Dar trebuie să te deprini, să te educi, să te înveți. Dimineața te trezești, te pui la masă. Mulțumesc, Doamne, pentru ce am te urci în mașină, Doamne îți mulțumesc pentru mașina mea. Deschizi ușa la casă, Doamne îți mulțumesc că am o casă, am unde să stau, nu stau sub un pod, sub un copac. Deschizi dulapul, nu știu ce haine scumpe ai, dar ai o haină să o pui pe tine. Doamne, îți mulțumesc! Deschizi frigiderul, n-ai nu știu ce meniuri, ce specialități, dar poate nu-i gol de tot, mulțumește, deprinde-te, învață-te, obișnuiește-te să mulțumești. Pentru că nu există o disciplină. Vedeți, noi biserica încercăm să, să formăm, să educăm și de aceea prima rugăciune, prima rugăciune pe care noi o facem, totdeauna, când venim aici la adunare, noi prima rugăciune, asta învățăm biserica, fraților, înainte de orice, Înainte să ne plângem că avem nevoie, că ne doare, că cerem, că. Înainte de orice, haideți să mulțumim lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie o disciplină. Mulțumirea trebuie să fie o prioritate. Deprinde-te, formează o disciplină la nivelul mulțumirii. De ce suntem nemulțumiți? Am o întrebare pentru voi. Ce vedeți aici? N-aud, n-aud, eu nu prea aud. Ce vedeți? În românește, dacă se poate. Așa. Ce vedeți aici? Cei mai mulți văd un punct negru. Pesimistul vede un punct negru. Pozitivul, eu văd o mie de puncte albe. Voi Vă le-ați văzut? noi vedem numai punctul negru. Pe noi asta, asta, ne captivează cel mai mult. Avem o mie de lucruri care merg în viața noastră. Avem mii de binecuvântări și noi nu realizăm o gură de oxigen, o gură de aer, un pahar cu apă, faptul că umbli, faptul că ridici mâna, faptul că vezi, faptul că auzi. Ai atâtea, ai mii și mii de binecuvântări. Când te gândești numai la trupul tău, câte reacții, câte procese chimice au loc în trupul tău și cum toate funcționează, fără ca tu să știi, fără ca tu să fii conștient, respiri, plămânii, inima, ficatul, pancreasul, bila, toate astea, tu nici măcar nu știi și ele funcționează. Tu ai mii și mii de binecuvântări. O, oh, dar mă doare ceva. Apare punctul negru și atâta văd punctul negru. Și asta înseamnă să fii pesimist, negativist, să vezi doar ce nu merge, doar ce nu este bine. A fi mulțumitor și a fi mulțumit înseamnă mai întâi de toate să vezi lucrurile bune. Uită-te la punctele albe din viața ta, uită-te la ceea ce merge, uită-te că ai, spunea o cântare, am 10.000 motive să-i lui Dumnezeu, să-l laud pe Dumnezeu, să-i mulțumesc. Da, sunt și puncte negre, dar unul pe lângă o mie se rezolvă ușor. Nu uita totdeauna, mulțumește lui Dumnezeu. Cu de aceea suntem nemulțumiți. Dacă stai de vorbă cu oamenii, dacă stai de vorbă cu un nemulțumit, vei vedea că are Nemulțumitul de multe ori are câteva lucruri, unele chiar banale, pentru care sunt supărați. Că s-a uitat cineva la mine, că a zis cineva ceva, că și tot felul de situații, puncte, puncte, puncte negre. De ce suntem nemulțumiți? Un alt motiv este că suntem egoiști. Trăim într-un egoism, într-un egocentrism. Ce mai mult? Ce este egoistul? Omul care se gândește că totul trebuie să fie pentru mine, totul trebuie să-mi placă mie, totul trebuie să fie după plăcerea mea, totul trebuie să fie făcut după măsura mea, toate să fie după părerea mea, totul să fie după mine. Egoistul este și un egocentric, adică el se pune în centrul Universului. Toată lumea asta există și este în jurul meu ca să mă facă fericit pe mine. Eu trebuie să fiu bucuros, eu trebuie să fiu mulțumit, toți trebuie să-mi mulțumească mie. Tot ce există, există pentru mine. Biserica trebuie să aibă grijă de mine, guvernul trebuie să aibă grijă de mine, părinții trebuie să aibă grijă de mine, totul se învârte în jurul meu, în centrul Universului sunt eu. Ei, numai că, la fel ca tine, sunt alte 8 miliarde de oameni care și ei toți vor să fie în centrul Universului. Și atunci ne ciocnim. Și cine prinde centrul Universului? Nimeni nu mai prinde. Și ne batem că fiecare vrea să aibă părerea lui, să-și impună punctul lui de vedere, părerea lui, opinia lui, plăcerile lui, dorințele lui, Creștinul, de ce? Creștinul nu trebuie să fie nemulțumit, nu trebuie să aibă nemulțumire în inimă, pentru că el, prin natura lui, nu poate fi un. Creștinul nu poate fi egoist. Pentru că asta e definiția creștinului, asta e condiția de bază a creștinului. Dacă vrea cineva să devină creștin, dacă vrea cineva să-l urmeze pe Hristos, primul lucru pe care îl face este să se lepede de, de sine. Eu nu mai există. O, oh, nu, dar eu, eu și începem eu cu afirmații spirituale. Eu vreau binele bisericii, eu vreau pocăință, eu vreau sfințenie și ne impunem punctele noastre de vedere. Uitând să fim, uitând, că Biblia ne vorbește despre asta, fiecare să placă aproape lui, chiar și în privința zidirii. ca o să placă aproape lui. Renunț la mine și Hristos a renunțat la sine. S-a dezbrăcat pe sine. El nu și-a plăcut lui, n-a spus așa îmi place mie, în centrul universului sunt eu, toate trebuie să fie în jurul meu, toate se învârt în jurul meu. Și de aceea suntem nemulțumiți, pentru că vom constata că nu toți se vor învârti în jurul nostru, că nu toate se vor învârti în jurul nostru, nu toate lucrurile vor fi în jurul nostru și vom fi mereu nemulțumiți, pentru că noi vrem un loc care nu ne aparține. Vrem un loc cu care, de fapt, noi nu suntem compatibili. Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute pe fiecare în parte să scăpăm de egoism. Pentru că egoismul, acel ego, eu, este rădăcina multor, multor păcate, multor probleme, multor conflicte și tot el stă și la baza nemulțumirii. Ce este nemulțumirea? Pe scurțat, deja o definiți aici, dar uh, eu vreau să o privesc dintr-o dintr -o, o perspectivă uh, practică. Nemulțumirea este o stare permanentă a lipsei mulțumirii. Ne, mulțumirea înseamnă că nu există mulțumire. E simplu. Ca lumina și întunericul. Ce este întunericul? Absența luminii. Simplu. Vrei să scapi de nemulțumire? E simplu. Vrei să scapi de întuneric? Nu te apuci să scoți întunericul din cameră, ai luat o oborocul și scoți întunericul de afară. Nu-l poți scoate așa. E simplu, aprinde lumina. Și când ai aprins lumina, lumina face să dispară întunericul. Ești nemulțumit, e simplu să scapi de nemulțumire. Aprinde lumina mulțumirii, mulțumește și pleacă nemulțumirea. Pentru că asta este nemulțumirea. Nemulțumirea nu-i decât absența mulțumirii. Este o stare permanentă a lipsei mulțumirii. Apoi nemulțumirea este și o evaluare critică a persoanelor a instituțiilor, guvernul, nu-mi place. Adică nu-mi place de, nu face bine persoana asta, nu sunt mulțumit de părinți, de frați, de surori, de soție, de copii, de guvern, de păstori, de comitet, de cel care cântă, de dirijor, de pianist, de chitarist, de cel de la mixer, de cel de la lumină, de cel care deschide. Nu sunt mulțumit. Nu sunt mulțumit de persoane. Evaluez critic, adică văd doar defectele, văd doar problemele, văd doar ce nu merge, ce nu face, nu sunt mulțumit de șef, nu sunt mulțumit de colegi. Sau nu sunt mulțumit de situații din viață. De criză, de faptul că plouă. Da, aici la voi în Belgia, plouă des, e, asta e. Dar tot nu aveți motive să fiți nemulțumiți. O evaluare critică a obiectelor. Nu ești mulțumit de mașină, nu ești mulțumit de haine, de pantofi, de una, de alta, de telefon, de... Și poți avea atâtea și atâtea lucruri pe care le evaluezi în mod critic sau în mod negativ și nu ești mulțumit. Și evaluezi totul critic și negativ și când stai de vorbă cu un nemulțumit, îți dai seama că omul acela începe să spună predica aia n-a fost bună, când are n-a fost așa, asta așa, soția face asta, copilul face. Și omul nemulțumit întotdeauna evaluează critic, negativ, tot ce este în jur. Masa nu-i dreaptă, mâncarea nu-i bună, lingura nu e de aur, cealaltă nu-i de argint și mereu și mereu nemulțumit. Apoi, nemulțumirea este și un sentiment de neîmplinire, pentru că suntem egoiști și vrem să ne fie împlinite dorințele, plăcerile, nevoile, credem că noi suntem în centrul Universului. Nemulțumirea este că la un moment dat constatăm că nu ne sunt împlinite nevoile noastre, plăcerile noastre, dorințele noastre, avem acel sentiment de neîmplinire, de nemulțumire și devine o stare, e un sentiment. Așa simt că nu sunt împlinit, ceva lipsește, parcă nu are gust, parcă nu e suficient, parcă mai trebuie ceva. Și omul niciodată nu este fericit. Spuneam la început exemplul acela, n-am mai spus ce a mai spus cel cu elicopterul. Că tot când plouă, iar nu-i bine, că și ar vrea un avion, și cel cu avionul vrea mai multe avioane, vrea rachetă, vrea navă spațială și omul nu-i mulțumit niciodată. Și oricât ar avea, omul nu este mulțumit. Odată, un, un mare ziarist a vrut să facă un, un documentar și a luat interviuri mai multor oameni, celor mai bogați oameni de pe pământ. Și s-a dus la toți cu un set de întrebări și una din întrebări era de câți bani are nevoie un om ca să fie fericit, să fie mulțumit? Domnule, de cât ai? Bun. S-a dus la milionar și milionarul a spus, eu sunt în categoria milionarilor, dacă aș fi miliardar, dacă aș intra în categoria miliardarilor, intru în categoria celor grei, sigur aș fi mulțumit. S-a dus la miliardari și miliardari au spus, da, suntem miliardari, dar eu am așa, un miliard, două, trei, dacă aș avea zeci de miliarde, probabil aș fi fericit. S-a dus la cei categoria zecilor de miliarde, și a ajuns la cel mai bogat om care avea zeci de miliarde, și omul acesta a gândit și a spus. Pare rău, dar nu cred că există o cifră. Dar Bun, de câți bani are nevoie un om? Ceva mai mult, ceva mai mult decât are. Eu am ceva câteva zeci de miliarde, dar dacă aș avea ceva mai mult decât atât, poate, poate aș fi fericit. Și omul totdeauna tânjește după ceva mai mult, totdeauna nu-i ajunge, nu-i împlinit, nu are cât trebuie. Și asta este nemulțumirea. Domeniile nemulțumirii. Și aici venim bine la tine. Care sunt domeniile din viață în care există nemulțumire? Ele sunt multe. Nemulțumirea se găsește în orice domeniu al vieții. Dar mă refer în primul rând la nemulțumirile pe care noi le avem, pe care le regăsim în noi, noi acum, în situația noastră, în generația noastră, în tineretul de astăzi. Care sunt nemulțumirile? În primul rând, oamenii nu sunt mulțumiți de propria ființă. Să știți că cea mai, cea mai gravă formă de nemulțumire este nemulțumirea de sine. Când tu nu ești mulțumit de tine. Când nu ești mulțumit de tata, de mama, de guvern, de păstor, de prieten, de șef, de colegi. Da, și aceea este o nemulțumire. Dar de asta, asta poți să o schimbi ușor. Că pe tata l-ameninți că pleci de acasă și ai plecat și ai scăpat de tata. La muncă nu-ți place de șeful, ai plecat, ai căutat alt, alt, loc de muncă și ai scăpat. De colegi ai scăpat, de vecini ai scăpat, de ceilalți din jur poți relativ ușor să scapi. Dar de tine nu scapi. De tine nu scapi nicăieri. Oriunde te duci, oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? De tine nu scapi. Vei fi mereu același, vei fi mereu aceeași în oglindă, pentru că vei fi nemulțumit și când spun propria ființă, cum arăt, și asta este una din crizele majore ale adolescenței și ale tinereții, criza identității, cum arăt, ce sunt, cine sunt, ce am, mă uit în cont, mă uit în garaj, mă uit în dulap și lucrurile pe care le am mă definesc pe mine, cine sunt eu, ce am eu. Reflectă persoana mea, personalitatea mea. Și cu cât am mai puțin, cu atât mi se pare că am mai puțină valoare, cu cât nu arăt extraordinar de bine, extraordinar de frumoasă sau de frumos sau de nu știu cum, mi se pare că am mai puțină valoare și sunt nemulțumit, nemulțumit, nemulțumitul de sine. Una din marile probleme este, la perioada aceasta adolescenții, este lipsa de autostimă, încrederea în, în, în tine, să te uiți în tine. Și e bine, vreau să vă spun că noi, noi creștini trebuie să avem o altă perspectivă chiar asupra trupului nostru, chiar asupra vieții noastre să nu fim nici la o extremă, nici la alta, să nu fim nici narciziști, adică să ne uităm mereu ce bine arăt, vai ce bine îmi stă și vai oglindă ce e bine că exist și mă bai pot admira pe mine, să mă admir pe mine, dar nici cealaltă extremă iar nu-i bună, vai ce rău arăt, vai că nu mai, nimic nu-mi stă, nimic nu-i bine, vai ce urât sunt, vai ce... Mie îmi place de psalmistul David, și cred că toți ați citit, și dacă n-ați citit, opriți-vă și citiți cu ochii aceștia, cu mentalitatea aceasta. Psalmul 139. Psalmul 139 face o trecere în revista istoriei omenirii. Până să te naști tu, cineva a scris despre tine. Cineva te-a plănuit pe tine cum să arăți, care-i culoarea ochilor tăi, a părului tău, viața ta. Toate detaliile din viața ta au fost scrise, cineva le cunoaște. Acel cineva este Dumnezeu căruia tu te închini și când înțelegi măreția lui Dumnezeu, nu te uiți la tine, la frumusețea ta, dar te uiți întâi la măreția lui Dumnezeu, la suveranitatea lui Dumnezeu, la providența lui Dumnezeu, înțelegi un adevăr fundamental. Și atunci când spui, când eram eu acolo în pântecile mamei, ce în chip tainic, misterios, ca într-un adânc, în cartea ta, ochii tăi mă vedeau deja și toate zilele care mi erau rânduite erau scrise de tine, mai înainte să fi fost una din ele. Te laud, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Te laud. Nu-ți place cum arăți? nu-ți place ce ai, nu-ți place ce ești, cine ești. Ei bine, scoate-te pe tine din ecuația asta vieții, nu ești tu centrul Universului. Când îl pui pe Dumnezeu în centru, când îl pui pe Dumnezeu în centru, nu mai poți să fii nemulțumit. Și tu doar în mulțumire, Doamne, îți mulțumesc. Îți mulțumesc că există. Îți mulțumesc că mi te-ai descoperit. Îți mulțumesc că ești Dumnezeul meu. Pune-l pe el în centru. Laudă-l pe Dumnezeu. Dar și asta e o disciplină. Când ești în oglindă și te uiți, eu am obiceiul acesta, mă binecuvintez singur, Domnul să te binecuvinteze. Când te uiți în oglindă, spune, slavă lui Dumnezeu. Dacă te uiți numai la defecte, dacă tu ești numai la coșuri, dacă tu ești numai la probleme, dacă tu ești numai la părul alb, dacă tu ești numai la asta și doar asta și doar asta și mereu pufnești și nu-ți convine ceva. Dar în orice situație te-ai găsit, obișnuiește-te să lauzi pe Dumnezeu. Că El te-a creat. El te-a creat. Spuneam aseară, nu-ți cade un fir de păr din cap fără știrea Lui, fără voia Lui vine Dumnezeu să de vorbă cu Moise și spune Moise, cine l-a făcut pe om gângav? Cine îl face pe om să fie mut sau vorbăreț? Cine crezi că îl face pe om să vadă sau să nu vadă? Cine crezi că a rânduit toate astea? Dacă privești doar din perspectiva ta, vei fi nemulțumit, vei fi lipsit de bucurie. Dar când înțelegi acest mare, mare, mare adevăr, Că Dumnezeu este Creatorul, că Dumnezeu te-a creat, că El îți poartă de grijă, când Îl vei recunoaște pe El ca Domn, când vei recunoaște că viața ta este în mâna Lui, când recunoști că tot ce ai nu ai datorită ție și inteligenței tale și puterii tale, ci ai datorită Lui Dumnezeu, când recunoști că ceea ce ești, ești prin harul Său, nu prin eforturile tale, nu prin inteligența ta. Tot ceea ce ești, tot ceea ce ai, este datorită lui Dumnezeu. Și ce poți să faci când înțelegi asta? Dai slavă lui Dumnezeu. Nu mai ai de ce să fii nemulțumit. Apoi, oamenii nu sunt mulțumiți. Cu soarta lor. Am citit deja oameni nemulțumiți cu soarta lor, cu destinul lor. Cum evoluează viața. Faptul că unii s-au născut într-o într familie sau alta, într-un oraș sau altul, într-o țară, într-o cultură, într-o biserică sau alta. Oamenii nu sunt mulțumiți cu soarta lor în general. Și, din păcate, este un domeniu în care mulți oameni își exprimă nemulțumirea. Oamenii nu sunt mulțumiți cu rezultatele, cu consecințele, cu urmările, cu concluziile la care ajung. Oamenii depun eforturi, se așteaptă. E adevărat, cel care seamănă sămânța primăvara, o pune cu nădejde, cu credință, spune, da, Dumnezeu să mă ajute și așteaptă să vină toamna să culeagă roadele. Ei, câteodată roadele sunt extraordinar de bune, câteodată se umplu hambarele, câteodată te preocupă acum ce fac cu atâtea roade, că sunt prea multe, mai mult decât mă așteptam, nici nu mai încap în hambare, acum unde le pun, acum cum mă descurc, trebuie să stric hambare, trebuie să fac hambare mai mari. Dar altădată vine seceta și n-ai nimic, nu culegi nici măcar cât ai semănat, ai pierdut totul. Și nu ești mulțumit de rezultatele din viața ta, de urmările faptelor. Un alt domeniu în care oamenii sunt nemulțumiți și este unul din domeniile fundamentale, este domeniul relațiilor. Și aici vorbesc despre persoanele din jur. Oamenii nu sunt mulțumiți de părinți, copiii nu sunt mulțumiți de părinți, părinții nu sunt mulțumiți de proprii copii soția nu este mulțumită de soț, soțul nu este mulțumit de soție, angajatul, muncitorul nu este mulțumit de șef, șeful nu este mulțumit de muncitor, nu suntem mulțumiți de colegi, nu suntem mulțumiți de vecini, nu suntem mulțumiți de unul și de altul și tot așa oamenii sunt nemulțumiți în relațiile lor. Pentru că iarăși e o problemă că nu înțelegem valoarea omului, cum ne vede Dumnezeu în familie, cum ar trebui noi ca tine, noi copiii să respectăm părinții, noi părinții să înțelegem pe copii, nu înțelegem ca soți, ca soție și în relațiile noastre, în legăturile noastre să fim împodobiți cu smerenie, să-i privim pe alții mai pe sus, să ne gândim la nevoile celui din jur, fiecare să placă aproape lui în vederea zidirii, în vederea binelui. Apoi, trebuie să vedem la ce nivel se dezvoltă nemulțumirea. În primul rând, la nivelul gândirii, acolo unde nu știe nimeni. De aceea omul poate să fie nemulțumit, chiar dacă el spune că e mulțumit, chiar dacă spune frumos, mulțumesc, dar în inima lui nu este satisfăcut, nu este împlinit, nu este mulțumit de ceea ce se întâmplă, și la nivelul gândirii. La nivelul gândirii, vreau să înțelegeți un adevăr că în această seară Dumnezeu nu vrea doar să fie aici în adunare și să spui, mulțumesc, dar inima să fie departe de mulțumesc al tău. El vrea o mulțumire din inima. El vrea o cântare din inimă, el vrea o rugăciune din inimă, el vrea o tărnicie din inimă, el vrea să o faci cu bucurie, el vrea să fii sincer, el vrea să fii autentic. De aceea, în primul rând, mulțumirea trebuie să se găsească la nivelul gândirii. Pentru că e acolo prima dată că ajunge nemulțumirea, prima dată acolo se instalează, la nivelul gândirii. Încă n-ai spus nimic. Încă ți-e frică să spui nu-mi place că, nu-mi place că, nu-mi place asta, nu-mi place cealaltă. Poate educația, simț sau îți lipsește ocazia efectiv să spui cuiva că nu-ți nu place. Să-ți exprim nemulțumirea, să-ți exprim nerecunoștința, dar la nivelul gândirii, imediat diavolul acolo te-a atacat. La nivelul comunicării, la nivelul vorbirii, imediat se vede nemulțumirea nemulțumiți și totdeauna ies înainte. Totdeauna punctul negru. Eu știu de multe ori se întâmplă asta. Când mai era câte o predică, din o mie de oameni care ascultă predica, nu vin 999 cărora le-a plăcut predica să spună, mulțumesc, că a fost bine, Domnul mi-a vorbit, slavă Domnului, Domnul să bine, binecuvinteze. Dar unul singur căruia nu i-a plăcut predica, stă e înainte, el nu se oprește. Ceilalți, tac. Dar cel care e nemulțumit, ăsta nu poate să-și țină gura. A, dar nu-i nu chiar așa asta, ai puțin, că... Totdeauna nemulțumiții ies înainte, ies la atac. Nu poți sta liniștiți. O, oh, eu sunt sincer, eu spun, eu la mine ce e în e în căpușă, la mine eu ce i în inimă, eu trebuie să spun. Gata, trebuie, neapărat. Și trebuie să aud tot, tot cu noi în care -ai. tu trebuie să-l afară, că tu ești sincer. A fi sincer nu înseamnă asta. A fi sincer înseamnă să fii curat, să ai gânduri curate. Dacă ai o vorbă bună, spune. Dacă ai o vorbă rea, nu înseamnă că dacă ai spus vorba rea, ce-ți-a trecut gândul rău cu care ți-a trecut prin cap, l-ai spus, e sincer. Nu? Asta nu înseamnă, asta înseamnă prostie, răutate, invidie. Înseamnă altceva, nu sinceritate. Sinceritate înseamnă să fii curat. Înseamnă intenție bună. Asta înseamnă sinceritate. Că unul are ciudă pe tine. Unul te urăște și el spune, A, eu sunt sincer, eu spun că te urăsc. Nu, înseamnă că ești altceva, ești răutăcios. Nu e sincer deloc, nu e sincer. Faptul că spui adevărul, că mă urăști, sau că... Aia nu înseamnă sinceritate. Sinceritate, puritatea gândurilor, intenția bună pe care o ai și o exprime, aceea este bună. Aceea înseamnă adevărata sinceritate. Cealaltă este altceva. Apoi, un alt nivel la care se arată nemulțumirea este nivelul gesturilor. Noi tineri acum avem tot felul de gesturi, da? Mai ales acum cu emoji, cu astea, le știm deja, gesturile, cum, ceva ne place foarte bine, gesticulăm. Noi și prin gesturi, este la semafor cineva, da, spui, mulțumesc, pui cele patru, da, poate cei care nu știu șofer, șoferițele, dacă cineva ce a dat prioritate, ți-a făcut semn, ai depășit, ți-a făcut cineva un favor, pui cele patru, da? Pui avariile. Știți că în limbajul șoferilor avariile înseamnă mulțumesc, Mai ai lăsat să trec, mai da, mulțumesc, recunosc. E un gest. Sau sunt alte gesturi care apar ca nemulțumire, da? Și se pot face în tot felul, nu cred că e cazul să vă, să vă învăț gesturile nemulțumirii. Sau acțiuni ale nemulțumirii nu-ți place mâncarea, arunci farfuria, trântești ușa, răstorni, ridici scaunul, trântești, izbești, ei, nu-ți place haină, dai cu ea de pereți. Ce știu? Tot felul de acțiuni ale nemulțumirii. Acțiuni în urma cărora nemulțumirea se exprimă, se manifestă. Sau atitudini pe care le ai. Prima jertfă din lumea asta. Prima închinare, Abel și Cain. Și a venit Abel, a dus șerfa înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a privit cu plăcere, a venit și Cain. Și Dumnezeu n-a privit cu plăcere. Și vine Dumnezeu cu o întrebare, pentru ce ți-e posomorâtă fața? Ce cu atitudinea asta? păi da, uite, pe Abel, da, pe mine nu, ce înseamnă asta? Eu sunt mai mare, eu sunt primul, eu sunt aici number one, eu ar trebui să fiu apreciat de ce eu nu și el da. Și Dumnezeu îi spune, nu e așa dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține de pe tine, dar tu să-l stăpânești. E atitudinea aceea, e posomorârea feței. Să știți că cel cu inima mulțumită va avea și o inimă veselă și o față veselă. Vorba cuiva, parcă suntem botezați în oțet. Știți, da? Așa sunt unii de supărați. Vin o cu rugăciune de mulțumire. Să uită Dumnezeu la noi când venim la biserică. Noi da cu o gura, spunem, Doamne, îți mulțumesc de așa sau de împietrit și supărat. Gura spune ceva, inima spune altceva, fața exprimă altceva, arată o nemulțumire totală. Se uită Dumnezeu, trimite primele raze de soare, spune, vreau azi să fie bine să se trezească, dar a, nu, el tot supărat că a sunat ceasul, cam nu, trebuia să mai doarmă puțin. Cafeaua e prea fierbinte sau ceaiul, sau, sau a întârziat, sau și Dumnezeu trimite tot evenimente după noi, face să răsară soarele, face să se audă muzică liniștită, face, îți pregătește Dumnezeu ocazii, e ca cineva care stă după tine și spune, ia să-l surprind cu ceva, e ca și cum te așteaptă soția și spunea să fac ceva, să, să fie frumos, să fie masa împodobită și vine soțul îmbufnat și el dă și trântește și nimic nu-i bun și a uite, mă aștept ca el să vadă ceva, să observe, să... Nimic. La fel se uită Dumnezeu la noi. Pregătește atâtea, atâtea surprize frumoase, atâtea lucruri frumoase le pregătește în jurul nostru, atâtea frumusețe, atâtea lucruri speciale pentru noi. Și noi mereu supărați, și noi mereu, a, nu mereu nu se poate, iar, iar asta, iar cealaltă, iar nu ne convine, iar nu ne stă bine. Dacă azi e bine, noi ne amintim azi că ieri a fost rău și ne plângem că ieri a fost rău. Dacă azi e bine, noi ne gândim, dar dacă mâine e rău, dacă mâine plouă. Și noi oricum o dăm, numai nu suntem bine, suntem mereu pe picior greșit, suntem mereu supărați, veșnic supărați. Nu uitați că mulțumirea și nemulțumirea are de-a face și cu expresia feței are de-a face și cu atitudinea pe care o ai. Și când vine la închinare, când vine înaintea lui Dumnezeu, când vii să-i mulțumești lui Dumnezeu, Dumnezeu se uită și la fața ta, s-a uitat la fața lui Cain. Se uită Dumnezeu la inima ta, se uită și la fața ta. Da? S-a uitat într-o zi Iacov la socul său la ban și a spus, fața ta nu mai este aceeași. Tu nu mai ești mulțumit. Tu nu mai ești bucuros că sunt aici la tine acasă. Ceva s-a schimbat. Mergem mai departe. Care sunt simptomele nemulțumirii? Tocmai. Prima, tristețea. Supărarea. Mereu trist, mereu supărat, mereu și mereu nu-i suficient. Orice ai face, orice flori ai oferi, orice cadouri ai face, ele e veșnic supărat. Veșnic îmbufnat, posomorât. Și Dumnezeu vrea un gest de recunoștință. Zâmbește și tu odată, fii și tu bucuros odată. Fii și tu cu inima veselă. Fii și tu bucuros, vino cu bucurie. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Stă mama o zi întreagă, pregătește masa, abia așteaptă să vină cina, să vină copiii, să vină soțul, să fie frumos, aranjează totul. Și ei când vin, asta nu-mi place, puf, asta nu-i bună, asta nu-i așa, mănâncă și. asta nu-i bună, asta tot, mereu nemulțumiți. Și cam asta este atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu cu viața noastră. Dumnezeu are planuri minunate, Dumnezeu pregătește lucruri deosebite, iar noi, veșnic nemulțumiți, veșnic supărați, veșnic triști. Un alt simptom. Al nemulțumirii este neîncrederea, lipsa de încredere. Nu am încredere. Nu am încredere în Dumnezeu, nu am încredere, nu am speranță. Pentru că chiar dacă azi sunt rău, am speranță, mâine va fi mai bine. Chiar dacă viața asta se duce, chiar dacă trupul mi se desface, spune Pavel la un moment dat, chiar dacă cortul acesta mi se desface, avem în cer o casă. Și chiar dacă n-aș avea niciun motiv să mă bucur de viața asta, am motive să fiu plin de bucurie pentru că Dumnezeu mi-a pregătit o altă viață, o altă casă, o altă existență, o veșnicie întreagă să fiu cu El și tot vreau să fiu bucuros. O, de aștept motive să mă bucur de viața asta. Sunt și în viața asta motive, dar și dincolo de viața asta avem mii și milioane de motive să fim bucuroși, să fim plini de bucurie, că chiar dacă viața asta se termină, Mergem în cer la Tatăl. Credeți asta? Ei, dacă nu avem încredere, spun da, dar... Uh, nu. Tocmai lipsa de credință, lipsa de speranță face să nu fim mulțumiți. Pentru că noi nu credem într-un viitor binecuvântat de Dumnezeu. Noi nu credem în veșnicie. Noi nu credem în răsplătiri. Noi nu credem în viața de veșnică. De asta o să vedem că nemulțumirea are de a face cu încrederea de plină în Dumnezeu frustrare, furie, e un alt simptom, dacă ești mereu supărat, dacă ești mereu nervos, dacă ai mereu dezamăgiri în viață, e un simptom, e un semn al nemulțumirii, trebuie să începi să te tratezi. Trebuie să iei pastilele de care ai nevoie, spiritual vorbind. Conflictualitatea. Oamenii conflictuali sunt nemulțumiți, toate conflictele se nasc din nemulțumire. din lipsa de recunoștință Totdeauna oamenii certăreți sunt oameni nemulțumiți. Totdeauna nu le convine ceva, nu le iese ceva, nu câștigă ceva, nu se face ceva și sunt mereu puși pe ceartă. Sunt oamenii nemulțumiți și, vor, și vom vedea apoi ce se întâmplă cu cei nemulțumiți. Dar dacă ești mereu un tip conflictual, adică din orice ești gata să te cerți, din orice vrei să-ți împui punctul tău de vedere, vrei neapărat să fie cum zici tu, vrea tu, vrei tu să ai dreptate, tu să fii în centru, tu să fii apreciat, tu să fii uh, salutat, tu să fii respectat, totul e pentru tine Tine, tu și tu și tu. Că de asta se ceartă oamenii, că vor ei să fie în centru, ei să aibă dreptate, că cearta până la urmă asta este, asta e părerea mea, asta e părerea ta, ăsta e a mea, ba nu e a mea, ba nu e a ta. De asta că oamenii nu renunță la ei și sunt conflictuali pentru că nu sunt mulțumiți. Și nemulțumirea adică ca simptom și conflictualitatea. Invidia. Normal când te uiți pe, când te compari cu cei de sus și vezi ce casă au, ce mașină au, cum arată, ce copii, ce familie, ce bogății și câte astea, îți dai seama că tu nu poți ajunge acolo, ce spui? Biblia spune cam așa, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Eu dacă intru într-o casă mai frumoasă, și slavă Domnul, am intrat în sute de case mai frumoase ca mea, de ce să fiu invidios? Eu mă bucur. Eu mă bucur că sunt atâția oameni care au case mai frumoase ca a mea. Am urcat în zeci și zeci de mașini mai frumoase ca a mea. Slavă Domnului, de ce să fiu invidios? Dacă altul are o mașină mai bună, dar să fiu bucuros, slavă Domnului, că mă duc și eu. M-am urcat și eu într-un Ferrari, m-am urcat și eu într-un Lamborghini. Care e problema? Trebuie să fiu invidios pe cine are. De ce să nu mă bucur cu cel care se bucură? De ce să nu mă bucur pentru cel care are mai mult decât mine? să te bucuri de bucuria altora, să nu fii răutăcios, să nu fii invidios, ca asta e invidia. Și invidia este la fel un simptom al nemulțumirii, nu sunt mulțumit de ce am eu și, să nu, și nu sunt mulțumit și de ce are el, că el nu merită, că el n-ar trebui să aibă, de unde are el, a de unde are atâția bani? De unde își permite el casa asta? Cum își permite el mașina asta? Și asta e invidia, că nu sunt mulțumit. Ori eu ar trebui să fiu bucuros. Și de ce am eu? Și de ce au alții? Mulțumesc lui Dumnezeu și mă bucur pentru toți cei care au mai mult ca mine. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Apoi, ce mai putem observa aici, la simptome, sunt tot felul de complexe psihice. Și aici e mare problemă, mai ales a tinerilor, a adolescenților. Lipsa de autostimă, complexul de inferioritate mă simt inadaptat mă simt inutil mă simt luat în derâdere, ironizat marginalizat, parcă cred că alții râd de mine și apar tot felul de complexe și astea sunt tot, tot niște simptome ale, ale nemulțumirii, că nu sunt mulțumit de cum arat de cum sunt, de cum sunt perceput de cei din jurul meu și toate astea puse împreună pot conduce pe oameni spre nemulțumire. Cauzele nemulțumirii. Noi am mai trecut prin ele, acum doar fugitiv mai trecem încă o dată. Care sunt cauzele? Care pot fi cauzele nemulțumirii tale personale? Lipsa mulțumirii. Faptul că lipsește mulțumirea. Lipsește mulțumirea sinceră, mulțumirea reală, mulțumirea constantă. Nu mulțumesc o dată pe lună, vrea Dumnezeu. Nu mulțumesc o dată pe an, vrea Dumnezeu, ci o mulțumire continuă, permanentă, la fiecare pas. Ai mai făcut un pas? Mulțumesc, Doamne, că am mai făcut un pas. Am mai trecut un ceas, slavă Domnului, mulțumesc, Doamne. Fă mulțumirea ta să fie constantă, să nu lipsească niciodată mulțumirea, niciodată. Comparațiile greșite. Nu te compara cu cei care au mai mult ca tine, nu fi invidios pe ei, nu te uita cu jind la cei care se îmbogățesc. Mai uită-te și la cei mult mai săraci, că totdeauna vei găsi oameni mai săraci ca tine, oameni mai bolnavi ca tine, oameni mai nenorociți ca tine. Totdeauna, dacă vrei, îi descoperi, îi vezi. Dacă nu, îi vezi doar pe cei care o duc mai bine și vei fi invidios și răutăcios și bărfitoar. Lipsa autostimei. Adică mă uit la mine, nu, eu nu mă bucur de mine, eu nu mă văd bine pe mine, nu-mi place de mine cum sunt, cum arăt. Lipsa credinței adevărate, faptul că nu cred în Dumnezeu, nu cred în providența lui Dumnezeu, nu cred în suveranitatea lui Dumnezeu, nu cred în protecția lui Dumnezeu. Nu am credința adevărată că Dumnezeu a pregătit toate lucrurile. Și că Dumnezeu te-a pregătit pe tine, te-a proiectat pe tine, tu ai fost proiectat de Dumnezeu și el a stabilit toate detaliile vieții tale. Și el a spus, pentru planul pe care eu îl am, tu ai suficient. Și îmi place aici de Apostol Pavel, la un moment dat nu ni se spune ce, unii spun că era o problemă, o boală la ochi, alții că era altceva. Pavel se limitează și spune așa. Din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus în carne un cepuș, un sol al satanei, ca să mă înțepe și să mă împiedice să mă îngânf. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia acest cepuș, iar Domnul i-a dat totdeauna același răspuns. Harul meu ți este de ajuns. Doamne, dar mă doare, dar mă înțeapă, dar mă pălmuiește, dar mă zdrobește, mă calcă în picioare. Cât ai, e suficient. Harul meu îți este de ajuns. Gândește așa, Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu cu adevărat, să ai încredere de plin în Dumnezeu. Treci prin cuptor, treci prin furtună, ai încredere. Ai încredere, Dumnezeu te trece pe acolo că ai nevoie de asta. Că Dumnezeu te pregătește, că Dumnezeu vede ceva în tine care trebuie curățit sau ceva ce trebuie scos în evidență. Încrede-te în Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu și fii mulțumitor, Dumnezeu să ne ajute autoizolarea. În general, tinerii care nu sunt mulțumiți se izolează, se duc departe. Fiul risipitor a plecat, a plecat de acasă. Nu mai era mulțumit de tata. Că tata îmi spune că să mă trezesc, tata îmi spune ce să muncesc, cum să mănânc, cum să mă îmbrac, ce să fac. Nu mai sunt mulțumit, nu sunt mulțumit de casa asta, nu sunt mulțumit de reguli, nu sunt mulțumit de tata, nu sunt mulțumit de absolut nimic. Eu plec, mă izolez, plec departe, într-o țară depărtată, cât mai departe de biserică, să nu mai văd pe nimeni, să nu mai aud de nimeni, să mă duc undeva unde nu mă știe nimeni. Și nemulțumiții, la un moment dat, se izolează, se autoizolează. O altă cauză a nemulțumirii este perfecționismul. Și acum, din păcate, perfecționismul este o problemă care apare tot mai des și tot mai mult. Pentru că fetele se uită la modele, la fotomodele. Credeți-mă că nu există, la ora actuală, pe internet, în reviste, nu există o poză naturală 100%. Tot ce vedeți e fotomontaj. Este prelucrat ca să pară bine. În realitate eu am avut, nu, 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 nu pot să o numesc nici șansă, nici, nu, niciun fel, am avut de multe ori ocazii, să zic așa, să cunosc persoane foarte importante. Celebrități, staruri din televiziune și așa mai departe. Când le vezi în realitate, sunt cu totul altceva. Ca să nu mai zic că dacă le vedeți dimineața, dacă se trezesc, cred că cine stă lângă ele o cam la fugă. La câte kilograme de farduri și de toate pun ca să arate bine. Și totul e doar ca să arate. Pentru că, în realitate, nu sunt ceea ce par. Nu există o poză reală. Totul e trucat. Totul e prelucrat. Și tu te uiți și spui, perfecționist, uite, vreau așa să am și eu. Vreau așa să arăt și eu. Vreau așa să fiu și eu. Și nu e nimic. Așa. Și cele mai multe sunt doar fotomontaje. Și noi ne uităm și credem, asta e perfecțiunea. Perfecțiunea siluetei, perfecțiunea feței, a ochilor, a zâmbetului, a nu știu ce, și te uiți crezând că vrei să atingi și tu perfecțiunea. Dumnezeu nu ne-a chemat în lumea asta să atingem perfecțiunea. Pentru că o vrem sau nu vrem. Perfecți nu suntem, apoi perfecți nu rămânem. Pentru că, da, e adevărat, au mai fost cândva domnișoare frumoase. Dar vrei, nu vrei, au îmbătrânit și au ajuns și ele, vai de ele, că le groază și lor să se uite în oglindă. Că frumusețea trece. Și perfecțiunea nu atinge niciodată. Și noi nu mergem spre perfecțiune. Noi mergem mereu în jos. Și trebuie să înțelegi asta. Dacă vrei să fii mulțumit, dacă nu, te aștepți la perfecțiune. Vrei să fii perfect, dorința asta de a fi perfect, te face să fii mereu nemulțumit. Mereu și mereu nemulțumit. Mereu nu ceva nu în regulă cu tine. Pretenții absurde. Apoi o altă cauză este neînțelegerea diferențelor. Vreau pe scurt să vă spun câteva lucruri legate de diferențe. Sunt niște diferențe importante. Fă diferența între ce este important și ce este secundar. Sunt lucruri în viață importante, dar sunt altele care nu sunt deloc, sunt banale. Și noi de foarte multe ori ne focalizăm sau ne concentrăm sau ne uităm spre lucrurile secundare, care n-au valoare. Te uiți în casă, cum arată fața de masă, că e roz sau că e verde. asta e secundar, nu e asta important. O, dacă tocul e de 10 sau de 12 sau dacă e de 8, dar asta nu e nu important, asta. nu asta e important. Asta e secundar. Și pot continua lista asta. De aceea, totdeauna gândește, fă diferența între ce este cu adevărat important și ceea ce nu este important, ce este secundar, ce este trecut pe plan secund, sau ca să nu mai zic, poate nici pe plan secund, și pe al treilea loc sau mai departe. Înțelege diferența între nevoie și plăcere. Noi avem rugăciunea Tatăl nostru și eu folosesc de multe ori expresia asta. Noi ne rugăm așa, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi. Nu prăjitura mea din fiecare zi, nu cozonacul, noi românii așa spuneam, nu cozonacul nostru din fiecare zi. Pâinea, adică de pâine ai nevoie. Cozonacul, prăjitura, desertul, e altceva, deja e o plăcere, nu mai este nevoie. Și fă diferența între nevoie și plăcere. Pentru că un lucru, a spus Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri, nu toate celelalte, ca și cum nu toate aceste lucruri. Se vorbea despre mâncare, despre hrană, despre îmbrăcăminte, despre lucrurile de care ai nevoie. Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu se da pe deasupra Ferrari, Lamborghini, vilă cu trei etaje, cu piscină, cu astea. Nu. Nu asta înseamnă că se vor da pe deasupra lucrurile de care ai nevoie. Fă diferența între nevoie și plăcere. Eu am nevoie de un telefon. Și poate fi un telefon simplu, că vreau ultimul model. Nu mai este o nevoie, e o plăcere. Eu am nevoie de un costum, poate fi un costum de 100 de euro și o nevoie. Dacă vreau costum de 1000 de euro, nu mai este o nevoie. E o plăcere și fac diferența. Eu am nevoie de o mașină, că eu vreau să dau 200 de mii pe o mașină, nu mai e o nevoie. E o plăcere. Fă diferența între nevoie și plăcere. Fă diferența între posibil și imposibil. În viață sunt lucruri imposibile. N-are rost să visezi la ce este imposibil. Oricât de frumoasă ai fi, oricât ai spera, oricât ai crede, oricât ai ruga, nu o să ajungi regina Angliei. Da? Gata, locurile sunt ocupate, prinții sunt deja căsătoriți. Deci n-are rost să te gândești la imposibil. Gândește-te la ce e posibil. Poate, poate în Belgia încă nu sunt prinții căsătoriți. Dar gândește la ce e posibil, nu la ce este imposibil. Suficient și insuficient, să vezi ce ai nevoie. Harul meu ce este de ajuns? Poate Dumnezeu ți-a dat deja de ajuns. Fă diferența între ce este în de ajuns și ce nu este în de ajuns. Între realitate și ficțiune. Pentru că acum marea problema noastră este că noi intrăm în lumea virtuală. În lumea virtuală nimic nu este real, tocmai că e lumea virtuală. Totul este fictiv, totul este ficțiune și cei mai mulți dintre tine nu fac, nu fac diferența. Ei stau acolo băieții pe computer și conduc mașinile cu viteză, se descurcă, sar, da, acolo pe calculator, e posibil, mașina se repară, în... ai dat și a pornit din nou. E, dar în realitate nu mai este așa băieți. S-ar putea să nu te mai trezești, s-ar putea să nu mai repar, s-ar putea să nu mai ai o a doua viață, o a doua șansă. Și fă diferența, fii mulțumit. O, vrei mașina pe care o ai să meargă ca aceea de pe calculator? Nu merge. Că în viața reală lucrurile funcționează altfel. La computer, în ficțiune, în visuri, funcționează altfel lucrurile. În realitate, realitatea este cu totul alta. Și mulți nu realizează diferența asta. Nu știu să intre din nou în lumea reală. Rămân acolo, în lumea lor, a ficțiunii, a visului și așa mai departe. De aceea, o altă problemă care apare aici este obișnuința cu binele. Din punct de vedere psihologic, există ceva ce se întâmplă. Omul se obișnuiește cu binele. Este ceva la nivel mental, psihologic, la nivelul nostru, al reacțiilor chimice. Noi ne obișnuim cu binele. Ne obișnuim. Există un sindrom al obișnuinței. Dacă ți-ai cumpărat o mașină nouă, știi câte bucuri de obicei există niște substanțe chimice, niște hormoni, ai bucuriei, ai fericirii, care te fac să fie entuziasmat. Wow, mi-am cumpărat mașină nouă, acum vrei să te bucuri, faci poze, faci totul. Și că ține asta, starea asta așa critică, cine cam trei zile. După trei zile, începe să scadă. După o lună de zile, hm, mașina nouă, da, dar și nu mai ai. Spui, dar parcă nu mai am euforie aceea, bucurie aceea. Și valabil pentru orice lucru. Pentru că la un moment dat, organismul tău, substanțele care lucrează în organismul tău, în creierul tău, se obișnuiesc. Și are nevoie de altceva ca să fie din nou în acțiune. Și atunci ai nevoie de altceva. Ori de altă mașină, ori de altceva și de altceva. Și mereu e problema asta, te obișnuiești. La un moment dat, te obișnuiești. Revenim la la semafor. Omul care mergea pe jos se obișnuiește, vrea bicicletă. Când vrea bicicletă, se obișnuiește cu bicicleta și nu-i mai convine bicicleta, spune, stai puțin că au inventat ăștia cu motor și merg cu motorul. Dar se obișnuiește cu motorul și după un timp nu mai este mulțumit cu motocicleta, vrea mașina După ce s-a obișnuit cu mașina, nu mai este mulțumit de mașină, că vrea una nouă, vrea una... Nu știu cum să fie. După care vrea alta, performantă vrea. Și tot așa, omul se obișnuiește. Noi ne obișnuim cu binele. Știți că în țările cele mai bogate, în țările cu, traiul de, cu nivelul de trai cel mai ridicat, sunt cele mai multe sinucideri? Noi, noi aparent, așa am spune, dacă ne-am duce în Africa acolo oamenii ar trebui să fie nemulțumiți, mereu posomorâți, mereu așa crispați, că n-au, sunt săraci, n-au încălțăminte, n-au haine, n-au mâncare, iar ar trebui să fie nemulțumiți și după concepția noastră te duci în țările bogate, vii în Belgia, aici oamenii câștigă bine, au bani, au de toate, ar trebui să fie un zâmbet, tot să meargă, toți bucuroși, slavă Domnului, am câștigat, avem bani, avem sănătate, avem haine, avem mașini, să-i vezi pe toți bucuroși, nu? Așa ar fi normal, și când te duci în viața reală, te duci în Africa, vezi pe cel care nu are nimic, e plin de bucurie, îl vezi, cântă, nu are nicio problemă, și cel care are milioane, mereu supărat, că mai trebuie un milion, mai trebuie două, ar mai vrea o afacere, mai vrea o investiție, nu are bani, se zbate. dar dacă pierde tot ce are, oh, dacă vine criza, dar dacă Europa dă o lovitură și dacă vine război, dacă vin rușii și la Bruxelles, o, oh, da, rușii prima dată la Bruxelles vor veni, știți? <risi> dacă, noi ne obișnim cu binele. Și nu ne mai bucurăm, nu mai suntem mulțumiți. Ce se întâmplă dacă suntem veșnic nemulțumiți? Favorizez apariția multor boli. Tot mai mult acum se fac investigații, cercetări și la originea celor mai multe boli stau stările psihice. Modul în care tu te comporți Modul în care tu reacționezi, modul în care tu gândești, determină cum funcționează trupul tău. Pentru că în trupul tău, vrei sau nu vrei, știi sau nu știi, ești conștient sau nu, au loc tot felul de reacții. Creierul tău comandă ficatului, stomacului, plămânilor, inimii, totul se comandă și totul are loc pe baza unor procese chimice care sunt induse de felul în care gândești. Un om care gândește pozitiv, un om care este bucuros, un om care e mulțumit, mereu vorbește de bine, un om care bine un om care spune aleluia, slavă Domnului, cum ești? Mulțumesc Domnului, sunt bine. Și când spune asta, sunt mulțumesc, se trezește dimineața cu bună dispoziție, slavă Domnului, Doamne, îți mulțumesc, sunt aici. Omul acesta, vrând-nevrând, dă comandă creierului său ca în toate celulele să se activeze hormonii care predispun fericirea, bucuria, bunăstarea și tot organismul înflorește, lucrează corect, lucrează bine. Dar se trezește posomorâtul, tristul, supăratul, veșnicul nemulțumit, iar nu-i bine, iar e greu. Și gata, celulele, deja toxinele din creier și tot ce e negativ, începe să uh, o trava, veninul, noi băgăm venin. Și vezi pe oameni care spun, mă doare ficatul. De ce? Că el urăște, invidios. El nu mai poate, a văzut vecinul și a luat La ficat, parcă i-a băgat cuțitul în el. Dar exact asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Cele mai multe boli sunt provocate de noi, noi înșine. Spunea Dumnezeu la un moment dat, ce să-ți fac, Efraime, ce să-ți mai fac? Că tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Când tu ești rău, când tu ești răutăcios, când tu ești invidios, tu nu faci altceva decât te introduci în organismul tău singur niște substanțe toxice, venin, o travă. Tu singur te otrăvești. Bagi o travă în tine. Și te îmbolnăvești și nimic nu mai funcționează. Și vezi încet, încet, că nimic nu merge. Și bate doar una, bate doar alta, ba nu stai bine, ba nu merge, ba nu merge. De ce? Că tu singur, nu uita că mulțumirea este cel mai bun medicament. Fii mulțumitor și vei fi mai sănătos. Vei sta mai bine, vei fi mai credincios. Dacă decizi să rămâi nemulțumit, singur te pedepsești cu ta, te îmbolnăvești cu mii de boli, vei fi mereu și mereu trist, supărat și toate astea vor duce mai departe tot felul de consecințe. Eu numesc nemulțumirea cancerul sufletului. Nemulțumirea este un cancer. De aceea trebuie să fiți atât de speriați de nemulțumire, atâta trebuie să scoateți nemulțumirea încât să spuneți să fugiți mai ceva ca de cancer. Pentru că este cancerul sufletului. Fugiți de nemulțumire, evitați nemulțumirea. Adică asta înseamnă mulțumiți, mulțumiți lui Dumnezeu, fiți mulțumitori, exprimați-vă mulțumirea, recunoștința, bucuria. Ce se întâmplă dacă sunteți veșnic nemulțumit? Vei strica relațiile cu cei din jur cu părinții, cu copiii, cu soția, cu soțul, cu vecinii, cu colegii, cu șeful, cu angajații, cu oricine. Vei fi mereu nemult, nu-mi place cum muncești, nu-mi place asta, nu-mi place. Și strici relații. Și sunt oameni care sunt specialiști în a strica relațiile. Oameni conflictuali. Peste tot e război, peste tot împușcă, peste tot au dușmani, peste tot cineva se uită urât la ei și ei se uită urât la alții și trăiesc într-un veșnic război. Vă place războiul? Cred că mai ales voi celor din Ucraina, cred că nu vă place războiul. Dar uite că unii trăiesc într-un război din ăsta permanent. Mereu pe cineva pe care trebuie să-l împuște. Nu că și ăsta nu predică bine. Nu, stai că și nu ăsta n a cântat. Și mereu trebuie să împuște pe alții și alții să-l împuște pe el. Și ăsta are ceva cu mine. Și sunt într-un război permanent, într-un conflict permanent. Cred că acum realizați mai mult ca oricând cât de valoroasă e pacea. Cât de scumpă e pacea. Cât de bine este să trăiești în pace, cât de bine este să, să trăiești în pace cu fratele tău, cu aproapele tău, să nu urăști pe nimeni, să nu invidezi pe nimeni, să nu fii în conflict cu nimeni. Ăsta e lucrul cel mai bun, să ai un somn liniștit, să te poți bucura la masă. Dumnezeu să ne ajute! Vei cultiva conflicte dacă vei fi veșnic nemulțumit și vei deschide larg ușa spre păcat. Nu-i timp, dar luați cele 10 porunci, de exemplu veți vedea că la baza fiecărei porunci stă nemulțumirea. Dacă v-aș întreba astăzi despre păcate, oricare păcat mi-a spune voi, vă spun că la baza lui stă nemulțumirea. Dacă furi, stă nemulțumirea. Nu ai cât tot trebuie. La baza curviei stă nemulțumirea că vrei mai mult, vrei soție, vrei alta decât soția ta sau vrei altceva. La baza oricărui păcat stă nemulțumirea. De aceea trebuie să fugi mereu și mereu de nemulțumire și să fii mulțumitor pentru ceea ce ai. Pentru că prin nemulțumire așezi temelia oricărui păcat. În momentul în care ai pus nemulțumirea la baza vieții tale, deasupra ei se pot așeza toate păcatele celelalte. Toate celelalte. Vin pentru că nemulțumirea e baza. Nemulțumirea este temelia pe care apoi se poate așeza oricare păcat din viața ta. Și am ajuns la final, cum poți scăpa de nemulțumire? Cum poți scăpa de nemulțumire? În primul rând, trebuie să accepti realitatea și prezența ei. Să nu spui, ai, nu, eu sunt mulțumit. Acceptă faptul acesta. Adică recunoaște-l în viața ta că ai fost nemulțumit, că ești nemulțumit, că ești vulnerabil în fața nemulțumirii acceptă lucrul acesta, recunoaște-l, vină înaintea lui Dumnezeu și recunoaște că nu ai o mulțumire în ajuns. n-ai mulțumit în ajuns. Recunoaște asta, pornește de aici, viața ta poate fi mult mai frumoasă, viața ta poate fi mult mai plăcută, viața ta poate fi altfel, poate fi transformată, schimbată, pornind de aici, cu mulțumire în inima noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze! apoi conștientizând gravitatea efectelor ei. Gândește-te cât de grav este să rămâi nemulțumit. Cât de grav este. Pentru că omul dacă nu-i mulțumit, gândește-te că Adam n-a fost mulțumit nici în rai, Eva n-a fost mulțumită nici în rai, o, sunt pomi frumoși, atâtea, atâtea roade plăcute, atâta splendoare, atâta frumusețe, dar de ce nu pot gusta din pomul acela? De ce la un pom să n-am acces și n-a fost mulțumit? și cronici, ca să-i numesc așa, veșnic nemulțumiții, eu nu cred că vor ajunge în rai. Pentru că nici în rai nu vor fi mulțumiți. Și acolo, nu o să-i convină cuiva cum mă vede pe mine, sau că te vede pe tine, și o să fie nemulțumit. Sau nu o să aibă Instagram, sau Facebook acolo, sau nu o să aibă televizoare, sau nu o să aibă nu știu ce. O să fie mereu nemulțumiți. Cum poți scăpa de nemulțumire? Practicând mulțumirea ca formă de gândire, de comunicare și de relaționare. Obișnuiește-te, puneți în gând asta, decide-te astăzi. Începeți ziua totdeauna mulțumind lui Dumnezeu. Începeți orice rugăciune. Și dacă ai fi pe marginea prăpăstii tale, dacă ai fi. Oricare ar fi situația în care te găsești, când ești înaintea unei rugăciuni, oricare ar fi rugăciunea ta, vino cu mulțumire. De atâtea ori am ajuns în situații, mi-am că vă, vă spun acum doar o experiență personală. Mă pregăteam să merg în România, era în perioada vacanței, primesc un telefon. Mi-se spune un frate de undeva la vreo 200 de kilometri a avut un accident, un accident foarte grav, era cu bicicleta, a venit un o mașină din asta de lucru, deci mai, mai mare, o furgon, o furgonetă, spunem noi, l-a luat, l-a aruncat vreo 30 de metri în față, m-au sunat familia, soția lui era în țară, a venit de urgență în Italia, a mers să facem ungirea, el era în terapie intensivă, în spital, i-au luat efectiv țeasta, i-au pus-o pentru că i s-a umflat craniul, nu mai și doctorul a spus: Nu are nicio șansă. Mâine dimineață se cam termină. Deci, gata, se termină cu viața lui, cu șansele lui și cu toate astea. M-am rugat domnului, am sunat la un frate, ne-am rugat și am stat înaintea domnului și am avut o descoperire din partea domnului. Și descoperirea a fost cumva simplă. Spus, spune acestei familii să mulțumească lui Dumnezeu să nu cârtească, nu cumva să cârtească, să mulțumesc. M-am dus la ei, am stat de vorbă cu soția, cu ceilalți, cu frați, părinți. Nu cumva să cârtiți, nu cumva să vă exprimați nemulțumirea, dar de ce, Doamne, de ce așa, Deci, Mulțumiți! Ne-au lăsat, am mers doctorii, au spus, oricum nu are nicio șansă, noi nu, -i, nu -i nicio problemă, duceți-vă în terapie intensivă, i-am făcut ungerea, ne-am rugat, ne-au lăsat, am mers acolo. Dar Dumnezeu a lucrat. Și asta sunt deja vreo, cred că vreo 5-6 ani, dacă nu și mai bine, este bine și a revenit totul normal și dăm slavă lui Dumnezeu. Dar ce vreau să vă spun, asta vă spun și a fost o situație, dar de multe ori am ajuns în situații în care părea că totul e critic, părea că primul lucru, Doamne, intervină, pe când prima dată a trebuit ca la mormântul lui Lazar, Doamne, îți mulțumesc că totdeauna -a m-ai ascultat, îți mulțumesc, practică mulțumirea. Practică mulțumirea înainte să ceri Înainte de a, orice alt lucru Mulțumește lui Dumnezeu Și o să avem doar câteva versete Pe care trebuie să le parcurgem împreună Gândește, practică mulțumirea Să fie forma ta de gândire Fii mulțumitor, fii mulțumitor în gândul tău Fii mulțumitor Fii cu inima mulțumită Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat Adică la el e mereu sărbătoare La el, la el mereu festivitate La el mereu bucurie care are inima mulțumită, dar dacă nu ai inima mulțumită, la tine mereu plouă, mereu e întunecat, mereu e zi de doliu, mereu e zi de criză, mereu e zi de necaz, mereu e ziua neagră, mereu e rău, mereu e trist, mereu e sumbru, dacă nu ești mulțumit. Și a fi mulțumit, tu nu poți să schimbi circumstanțele din jurul tău. Nu poți schimba furtuna din jurul tău, dar poți schimba atitudinea pe care tu ai în inimă. De aceea, atitudinea asta de mulțumire sau de nemulțumire este în mâna ta, butonul e la tine. Tu activezi mulțumirea sau nemulțumirea. Asta tu poți să o faci. Asta nu ține de circunstanțe. O, dacă e bine, mulțumesc, dacă nu e bine, Doamne, îmi pare rău, nu am de ce să-ți mulțumesc. Vei găsi mii de motive să mulțumești lui Dumnezeu. Mulțumește pentru ceea ce ai. Nemulțumirea este un sentiment neutru. În ce sens? Și iubirea este un sentiment neutru. Adică, ce spuneți voi? Iubirea e pozitivă sau negativă? E bună sau e rea? E un sentiment neutru. Nu e nici bună, nici rea. O să vă explic de ce. Îl iubesc pe Dumnezeu. E bună iubirea asta? E bună. Dar dacă iubesc păcatul? Dacă iubesc lumea? Vedeți, nu iubirea. Iubirea este un sentiment neutru. Eu pot să folosesc iubirea iubindu-l pe Dumnezeu sau pot iubi păcatul, să iubesc lumea. Eu pot să-mi iubesc soția și un sentiment bun atunci, în cazul acela. Dar dacă același sentiment, cu același sentiment, iubești o altă femeie, nu mai este pozitivă, nu mai este bună. La fel și nemulțumirea este un sentiment neutru. E prea complicat acum, sunteți obosiți și eu nu vreau să vă... Dar vreau să înțelegeți că nemulțumirea, trebuie să vedem ce formă este, ca iubirea. Să ne exprimăm nemulțumirea față de lucruri care sunt, de exemplu, pocăința. Pocăința se naște dintr-o nemulțumire de ceea ce am fost, de ceea ce am făcut, dintr-o neîmplinire. Doamne, n-am făcut îndeajuns voia ta, n-am fost îndeajuns de bun. E tot o formă de nemulțumire, înțelegeți? La fel cum iubirea e un sentiment neutru și doar obiectul ei, adică pe cine iubesc, va defini dacă este bună sau rea. Cine de obiectul ei, dacă iubesc soția, e un sentiment pozitiv, dacă iubesc pe altcineva, nu mai este un sentiment bun. Ca asta e problema celor care păcătuiesc. Asta e problema celor care divorțează, spun, dar eu iubesc pe alta. Dar ce are Dumnezeu împotriva iubirii? Ăsta e argumentul homosexualilor. Dar eu îl iubesc, noi ne iubim. Noi cunoaștem un Dumnezeu al iubirii. De ce Dumnezeu este împotriva iubirii? Tocmai de asta. Iubirea e un sentiment neutru. Ea ca să fie bună sau rea, trebuie exprimată. Ea ține de obiectul, adică pe cine iubesc. La fel și nemulțumirea este un sentiment neutru și ține de obiectul ei. Că pocăința se naște tot dintr-o nemulțumire. Doamne, există o mare problemă, că asta vreau să vă fac să înțelegeți foarte pe scurt. Există o automulțumire, o mulțumire. Eu sunt mulțumit, sunt mulțumit așa de cum sunt și oameni mulțumiți care nu încearcă să facă niciodată mai mult. Sunt oamenii căldicei care spun, nu, trebuie mai mult, nu mă sfințesc mai mult, eu sunt mulțumit așa. Cu starea în care mă găsesc, adică e bine și așa. La, noi, la români, este o vorbă. E bine și așa. Hai să ne rugăm mai mult, hai să ne implicăm mai mult, hai să dărâm mai mult. Oh, dar de ce trebuie? E bine și așa, eu sunt mulțumit cum e. Vedeți că nemulțumire există și în pocăință o nemulțumire. Nu sunt mulțumit de mine în sensul bun, cum la fel există frica. Frica e tot un sentiment neutru poți să ai frică de Dumnezeu, cum poți să ai frică de altceva. Depinde de obiectul ei. Depinde de cum privești lucrurile. Dar vrem să ne apropiem de rugăciune. Vrem să înțelegem că mulțumirea presupune acceptarea voiei lui Dumnezeu, supunere față de voia lui Dumnezeu și apoi plăcere față de voia lui Dumnezeu, să-ți placă voia lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Că Căci aceasta este voia Lui Dumnezeu cu privire la voi. Deci în momentul în care ești nemulțumit, nu e o chestiune că am și eu dreptul să am sentimente, să am emoții, să fiu supărat astăzi. Nu. În momentul în care ești nemulțumit, în momentul în care decizi să fii trist, tu încalci voia Lui Dumnezeu. Înțelege că mulțumirea e voia Lui Dumnezeu. Asta e voia Lui Dumnezeu. Și când tu nu-ți exprimi mulțumirea, tu nu faci voia Lui Dumnezeu. Ai încălcat flagrant voia Lui Dumnezeu. Că nu-ți exprimi mulțumirea. Și mulțumirea ta trebuie să fie generală pentru toate lucrurile, nu numai pentru lucrurile bune, nu numai pentru circunstanțele pozitive, nu numai pentru cei cu care îi iubești sau te împaci. Trebuie să fie spirituală. Aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Mulțumirea trebuie să fie personală, cu privire la voi. Voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Mulțumirea personală. Și sunt câteva versete, eu doar le, le citesc și în urma lor vreau să ne rugăm. Cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Aduceți cuvinte de mulțumire. Când vei în casa lui Dumnezeu, aduceți cuvinte, caută-le. Caută motive de mulțumire, aduceți cuvinte de mulțumire. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, totdeauna. Nu la Paște, nu la Crăciun, nu doar Duminica, totdeauna. Nu doar dimineața, nu doar seara, Totdeauna mulțumiți lui Dumnezeu. Nu lăsa o secundă în viața ta să intre în nemulțumirea. Să nu lipsească din viața ta niciodată mulțumirea. Nu vă îngrijorați de nimic, ci nu aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Niciodată să nu lipsească mulțumirea. M-am deprins, spunea Pavel, să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc nimic nu e de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. E vorba de mâncare. Stați la masă, mulțumiți, nimic nu e de aruncat, nu e de lepădat, dacă se ia cu mulțumiri. O să aibă alt gust, dacă pui și mulțumire acolo. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Altfel, poți să o faci tu pe sfântocul, să fii tu cum vrei, că sunt oameni care se definesc într-un fel sau în altul. Dacă lipsește mulțumirea, sfințenia ta e zero. E un mare câștig Flavia când este însoțită de mulțumire. Nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Mulțumiți lui Dumnezeu. Cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cântările noastre trebuie să fie însoțite de mulțumire. Și un verset frumos pe care mi îl iubesc, e un verset special pentru mine, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Belgia se va clătina, Europa se va clătina, Ucraina se clătina, Rusia se va clătina, America se va clătina. Toate țările, oricare țară îi spune tu, mă duc acolo, că asta e sigură, viața va fi super în ea. Toate țările astea se vor clătina. Neamurile se frământă, împărățiile se clătină. Noi însă am primit o împărăție care nu se poate clătina. Să ne arătăm mulțumitori. Să ne arătăm să ne exprimăm. Nu doar în inimă să avem mulțumirea, dar și pe buzile noastre, și în gesturile noastre, și în acțiunile noastre să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne scape Dumnezeu de cancerul nemulțumirii. Fugiți de nemulțumire ca de cancer. E boala cea mai cruntă a sufletului. De aici se nasc depresia, de aici se nasc toate, toate bolile psihice, toate, to, multe din bolile trupului pe care le avem fizice se nasc din nemulțumire. Și mai ales sufletul tău, duhul tău vor suferi foarte mult. Credința ta va fi clătinată când nu practici mulțumirea. Faceți mulțumirea să fie practică. Ce ziceți, vreți să începem din seara aceasta? gândește-te și în fiecare zi gândește-te la alte și alte motive. În seara asta gândește-te la cel puțin 10 motive din viața ta pentru care să mulțumești lui Dumnezeu concret. Mâine dimineață, gândește-te pentru mâine dimineață, fă o listă, 10 motive pentru care să mulțumești lui Dumnezeu. Mâine seară identifică alte 10 motive și vei vedea că vei descoperi în fiecare zi motive și motive pentru care trebuie să mulțumești lui Dumnezeu. Și vei găsi că viața e mult mai frumoasă, vei găsi că până atunci inima ta a fost întunecată, fiindcă n-au mulțumit lui Dumnezeu, mintea lor fără pricepere s-a întunecat, îți dai seama că nemulțumirea este întunericul minții, nu vezi lucrurile, nu mulțumești și trăiești în întuneric. Dar când mulțumești, se aprinde lumina, lumina bucuriei, lumina dragostei, lumina harului lui Dumnezeu. De aceea, haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să venim într-o rugăciune de mulțumire, să rugăm dacă cineva, eu nu forțez, nu, dacă cineva crede, care are nevoie mai mult decât o rugăciune simplă. Vrea să vină aici în față, vrea să-și verse focul inimii, vrea să, să aibă parte de, de, nu știu, o experiență deosebită. Noi vrem să ne rugăm Domnului pentru El. Ce m-aș ruga, ce mi-aș dori în această seară, Dumnezeu să ne elibereze pe oricare dintre noi de nemulțumire. Dumnezeu să facă fiecare inimă să fie plină de mulțumire, să mulțumim lui Dumnezeu și viața noastră să fie un ospăț necurmat. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ne rugăm Domnului. Amin.